La sfârșitul acestei luni, în municipiul Giurgiu, va avea loc un exercițiu tactic de simulare a efectelor unui cutremur devastator. Situațiile tactice ale acestui exercițiu vor cuprinde intervenția pentru salvarea persoanelor surprinse în mediul ostile vieții, căderi și prăbușiri de construcții, accidente chimice, blocarea căilor de comunicații, căderea sistemului clasic de comunicații și informatică. Cu această ocazie, în municipiul Giurgiu, sirenele de alarmare vor fi puse în funcțiune și vor răsuna în toate colțurile orașului. În această ocazie va fi pus în funcțiune întreg sistemul de înștiințare alarmare al municipiului Giurgiu, motiv pentru care rugăm cetățenii să nu intre în panică și să înțeleagă faptul că este un exercițiu. Un exercițiu de această amploare a avut loc în urmă cu 3 ani. Pentru pregătirea simulării din acest an, cadrele specializate de la Serviciul de Pregătire a Populației desfășoară activități periodic de pregătire a populației în toate unitățile de învățământ și în toate instituțiile publice, acolo unde merg în control atât în municipiu cât și în județ. Toate școlile au primit recomandări din partea ISU despre modul de comportare în caz de cutremur. Locația de desfășurare a activității a fost stabilită în centrul orașului, în spatele Direcției de Finanțe, iar o altă locație va fi o sală de sport din apropiere, acolo unde va fi tabăra de primire a persoanelor afectate de pe urma cutremurului.